Dreptul la familie, o resursă educațională pentru clasa a 5-a. Familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea copilului. Familia asigură copilului condiții pentru a se simți în siguranță, protejat atât fizic cât și psihic în orice etapă a vieții sale. Familia este mediul esențial în care copilul crește, se dezvoltă și evoluează. Cei mai mulți copii locuiesc împreună cu părinții lor. Unii copii sunt singuri la părinți, alții au mai mulți frați sau surori. Însă nu toate familiile sunt la fel. Unii copii locuiesc doar cu mama sau cu tata, alții locuiesc doar cu bunicii sau cu alte rude. Însă, chiar dacă nu toate familiile sunt la fel, toate au rolul de a asigura copiilor un mediu stabil în care aceștia să crească și să se dezvolte în condiții cât mai bune. Orice copil are dreptul de a-și cunoaște ambii părinți și dreptul de a crește într-un mediu familial sigur. Copilul care nu trăiește cu ambii părinți are însă dreptul de a-i vedea în mod regulat. Ambii părinți sunt responsabili pentru creșterea copiilor lor. Părinții trebuie să-și exercite împreună drepturile și să-și îndeplinească obligațiile părintești numai în interesul copilului. În acest sens, părinții asigură copiilor alimentația necesară dezvoltării sale, facilitează dreptul la educație prin asigurarea frecventării cursurilor școlare, dar se preocupă și de starea sa psihoafectivă atunci când copilul parcurge perioade solicitante din punct de vedere emoțional. Copiii nu pot fi separați de familie în mod abuziv. Justiția protejează și relațiile copilului cu familia. Copilul ai căror părinți sunt divorțați are dreptul de a menține relații personale cu aceștia. Există mai multe forme de realizare a legăturilor personale, cum ar fi de pildă dreptul de acces, dreptul de vizită, dreptul de găzduire, dreptul de corespondență și dreptul de a primi informații personale. Însă nu doar părinții au responsabilități față de copiii minori, și copiii la rândul lor datorează părinților respect, ascultare, recunoștință și uneori chiar ajutor în activități care nu le pune dezvoltarea fizică și psihică în pericol. Activitate în clasă. Știai că ziua de 15 mai a fost declarată Ziua Internațională a Familiei de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite? Obiectivul principal al acestei zile a fost acela de a accentua importanța familiei, de a promova valorile acesteia, cum ar fi egalitatea, dragostea, respectul, împărțirea echitabilă a responsabilităților casnice, precum și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, copiilor și a persoanelor în vârstă. Enumeră și tu trei sarcini pe care le ai de îndeplinit în cadrul gospodăriei tale. Promovează în școala ta Ziua Internațională a Familiei printr-un slogan potrivit. O resursă educațională elaborată în cadrul proiectului CRED.